Zi electorală intensă în câteva localități din România, printre care și Rasova. Asta pentru că, pe lângă alegerile europarlamentare, localnici au votat și pentru alegerea noului primar. După 10 ani la cârma localității, Mihalache Neamțu a decis să pună punct experienței de edil. Totuși, fostul primar a fost prezent la urne cu speranțe și vești bune pentru următorul edil. Cine va fi viitorul primar și are nevoie de sprijinul meu, am 10 ani de experiență care Zic eu că pot să dau sfaturi oricui și pot să-l ajut oricând. Deci, eu nu am nevoie de nimic, sunt un om cu stare materială, deci am nevoie doar de liniște și să pot să-i ajut să ducem proiectele comunei mai departe. Însă, potrivit fostului primar, nu toți cei care aspiră la scaunul din fruntea administrației locale au aceleași seluri când vine vorba de viitorul comunei Rasova. Problema este că unii din, din candidați acum nu prea înțeleg că noi trebuie să aducem investitori în comună, deci niciodată nu trebuie să fim naționaliști, trebuie să fim niște oameni care să privim, pe mai departe, să privim pentru binele comunii noastre, pentru binele copiilor noștri. Localnicii au venit cu speranța că, odată cu votul lor, va veni și schimbarea. Pentru binele comunii, pentru altceva ce? Pentru un trai mai bun, sunt pensionară, de acum încolo și altceva ce să... Ați votat și la europarlamentare da, și da, la... la amândouă, la la, la europarlamentare ce sperați pentru, pentru România? Mm, mai bine, ceva frumos să fie, să facă ca cum e în Europa. Noi am votat pentru un trai mai bun, dar ceea ce cred cu voturile care se face și cu ce ne minte și ne-a atâta an de zile, atâția ani, la Revoluție și cred că nu se face nimic Ce sper? nu știu, un sat mai bun, drumuri. Nu toată lumea a fost convinsă de ce se află la vot. Probabil din plictiseală sau de atâtea deziluzii, o parte din localnici au votat doar pentru a nu sta acasă. Pentru ce ați votat astăzi? Pentru ce am votat? Pentru să fie votat. Potrivit președintelui Comisiei din Rasova, nu au fost înregistrate evenimente neplăcute în timpul desfășurării procesului electoral. Până acum totul a decurs normal, n-am avut niciun incident. În momentul de față, doi membri însoțiți de un polițist sunt plecați cu urna mobilă în sat. Avem două cereri la secția noastră. Sunt două secții pentru alegerile locale și două pentru europarlamentare. Dacă în interiorul secțiilor de votare nu au fost înregistrate evenimente neplăcute, afară un bărbat a fost sancționat de poliție pentru că făcea campanie electorală în ziua alegerilor. Acesta s-a prezentat la urne cu mașina blindată de afișe electorale, deși legea îl obliga să le îndepărteze încă de sâmbătă.